Și-au folosit imaginația pentru a demonstra că deșeurile nu sunt gunoaie și pentru a încerca să dea o lecție tuturor cu privire la protejarea mediului înconjurător prin colectarea selectivă. Mai mulți elevi din clasa 9 de la toate liceele din oraș au participat în urmă cu câteva zile la cea de-a patra ediție a concursului Deșeurile nu sunt gunoaie. Concursul este organizat de fiecare dată de Societatea de Salubritate Salcoserv, iar acum cu toții au fost răsplătiți cu excursie la mediaș. Mai exact, elevii din cele cinci licee din oraș, însoțiți de profesori și de reprezentanții Societății de Salubritate din municipiul nostru, au mers și au vizitat o stație de sortare realizată din fonduri europene. Astfel au avut ocazia să vadă exact procesul în care deșeurile sunt selectate și au aflat că activitatea de sortare a deșeurilor menajere se realizează în scopul reducerii volumului și a cantității deșeurilor ce necesită depozitare finală și pentru creșterea gradului de recuperare a deșeurilor reciclabile, precum și ca cerință legală. Sortarea deșeurilor menajere se realizează manual la stația de sortare și transfer a deșeurilor din mediaș, prevăzută cu o instalație de sortare cu spații recipiente destinate fiecărui tip de deșeu sortat, utilaje de manipulare și echipamente de presare și balotare deșeuri. Din deșeurile menajere se recuperează următoarele tipuri de deșeuri: hârtie sau carton, plastic, sticlă, metale, deșeuri combustibile, deșeuri periculoase precum agenți de spălare și curățare și recipienții acestora, baterii și acumulatori uzați, lacuri, vopsele, adezivi, electrice și electrocaznice scoase din uz. Deșeurile sortate se depozitează temporar la Centru pentru Colectarea și Prelucrarea Deșeurilor în scopul prelucrării, valorificării sau eliminării acestora. De la stația de sortare, grupul de excursioniști Făgărășeni a vizitat și stația de epurare a apelor uzate, o stație modernă realizată cu fonduri europene. A devenit deja tradițional concursul nostru Deșeurile nu sunt gunoaie, a fost a patra ediție anul acesta, a inclus din nou toate liceele din oraș, câte cinci participanți de la fiecare din cele cinci licee din municipiul Făgăraș au participat ca premiu pentru efortul depus într-o excursie, au participat la excursie la, operatorul de salubritate din municipiul Mediaș, unde au avut ocazia să viziteze o stație de sortare. În municipiul Mediaș există un program desfășurat pe fonduri europene de modernizare a sistemului de salubritate. Ei sunt organizați deja ca și asociații de dezvoltare intercomunitară și cuprind municipiul, care cuprinde Municipiul Media și comunele din, din zonă. Surpriza a fost din partea organizatorilor care au facilitat vizitarea și a unei stații de epurare a apelor uzate, o stație modernă de epurare a apelor făcută tot pe fonduri europene. Copiii au fost foarte încântați, au rămas cu cunoștințe noi pe care sperăm să le pună în viitor în practică. Așadar, elevii au avut parte de o excursie educativă în care au aflat multe lucruri despre procesul de sortare a deșeurilor.